După Steaua vine Dinamo pe stadionul Ilie Oana. Petrolul înfruntă Steaua duminică seară în Arena Lupilor, iar săptămâna viitoare, miercuri, Dinamo joacă pe stadionul Petrolului cu Fortuna Câmpina. Cum meciul va fi transmis în direct, gruparea câmpineană a fost nevoită să joace pe un stadion care asigură condiții de televizare a partidei. Va fi Ilie Oana, după ce gruparea prahoveană a încercat variantele Astra și stadionul Tineretului din Brașov. Tot pe un stadion modern va juca și Petrolul în 16-mile Cupei României, dar o va face la sute de kilometri distanță. Trupa lui Gigi Mulțescu are la alegere stadionul CFR-ului sau arena de 30.000 de locuri a Universității Cluj. Mai apropiată este ultima variantă, asta și pentru că echipa din comuna Jucu este plină de suporteri ai lui UCluj. Indiferent de locul unde se joacă, Petrolul are doar varianta calificării, deși Clujul îi poartă ghinion în ultimul timp. Au fost eliminați din Cupa Ligii chiar pe cea mai modernă arenă din Ardeal, iar CFR Cluj a produs prima înfrângere a Petrolului după 700 de zile de invincibilitate pe arena Ilie Oana.